La revedere, mulțumim! Na bun! Am uitat să-mi șterg casca, o să fie super interesant. Dar am fost, m-am dat cu Indianul Challenger de 1700 plus. Părerea mea despre ideea de așa ceva, de chopper, de motoare de tipul ăsta, care sunt și ele motoare, sunt și ele ok, dar din punctul meu de vedere un pic trebuie să joci în alt film, adică trebuie să joci în filmul ăsta american, care nu e neapărat un film rău. Adică e un, da, pe principiu stil de viață, stil de, da, de a-ți conduce oarecum viața, așa mai old school, old style. Nu cred că e neapărat o chestie de vârstă, adică nu cred că ține de vârstă, ține de niște preferințe, de un ethos, așa cumva, știi? Dar nu știu de ce eu nu-s cu modul ăsta. Inițial, cred că am mai povestit eu asta pe undeva, când eu îmi căutam motor, de asta vreau, adică vreau chopper, chestii de genul ăsta. De ce? Pentru că Gadiel, cu care eram deja prieten de multă vreme, și el era cu chopperele și vrem să facem club și să facem chestii și, adică să trăim visul american pe pâine. Dar visul american pe pâine s-a dovedit până la urmă că pentru mine nu e, iar pentru el e. El oricum e personajul old school, mult mai aplecat la chestiile astea. Iar faza pe care ți-o dă în primul rând un motor de genul ăsta, de genul ăsta, adică de genul speed-ului, este într-un fel, n-aș vrea să spun utilitatea, pentru că utilitatea e oarecumva la speed-uri handicapată de, cum să spun eu, faptul că nu poți să mergi cu el pe orice fel de drum. Adică îți trebuie un anumit tip de drum ca să poți să te duci cu motorul ăsta. Evident că nici cu ăla nu poți pe orice fel de drum. Nici cu chopper-ul nu poți să te duci pe drumurile, adică nici chiar cu ăsta. Că e nou și nu știu ce, dar nu poți, adică îți bagi joc de el, știi? Plus că e mare și îi oarecumva greoi. Deci e greu să te duci pe orice fel de drumuri cu el. În schimb, dacă ai un naked, un enduro de ăsta mai greu, da? Un adventure de ăsta style, deja altfel pui problema, altfel merge, altfel se întâmplă lucrurile, știi? Și e mult mai versatil. Mult mai versatil, mult mai făcut să te duci cu el pe tot locul, făcut să mergi, să nu te deranjeze, să te ajute și așa mai departe.
Oare cumva speedurile și chopperele cred că sunt undeva într-un colț așa. Pentru că nu o să facă niciodată ceea ce poți să faci cu un enduro sau cu un adventure. Și atunci, dată fiind, cum să spun eu, utilizarea asta mai restrânsă pe care o ai și cu chopper-ul și cu speed-ul, are cumva, comparativ vorbind, numai de performanțele motorului, dar ele fiind în oarecumva aceeași clasă de utilizare redusă, le compar la gen la confort, dar eu mă simt bine și pe ăsta, deci atunci n-am ce să zic. Pot să le compar la ease of use, cum ar veni, adică cât de ușor ții să mergi cu el. Da, să zicem la o viteză de croazieră, la uite așa, când ne ducem pe aici, nici eu nu-mi sparg coatele pe jos și nici nu mă stresez, mergem așa la relaxare. No, cu ăla, într-adevăr, că fiind mai lat, mie mi-a fost frică să iau mâinile de pe ghidon. Da, pentru mine chestia asta cu luatul mâinilor de pe ghidon e, nu știu, foarte importantă. Dincolo de faptul că ăsta e oarecumva testul meu pentru stabilitatea motorului, să pot să fac așa și motorul să nu îl apuce dracii, cu ăla n-am putut să fac chestia asta, dar nu cred că foarte multă lume are chestia asta, adică nu cred că oamenii după asta își conduc viața, știi? Când e vorba să-și iau un motor. Mi s-a părut că, nu știu de ce, mie îmi vobla cumva în curbă sau simțeam așa un fel de mișcare a ghidonului, dar acum ce să zic, îi vând ca un motor mare cu fața aia largă și nu știu ce. Dita-i autobusul de motor, normal că ți-l bate vântul, adică hai să fim serioși. Și normal că asta înseamnă că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ghidonul începe să simtă și el chestia asta cu vântul. A meu nu simte că are chestia asta acum, dar nici înainte nu prea simțea, adică eu nu l-am prins niciodată pe motorul ăsta să vobleze, dar normal că nu are motive să vobleze, că el, dacă e echilibrat, se redresează singur. Cei care au atracție pentru tipul ăsta sau, mă rog, pentru stilul ăsta de viață, pentru tipul ăsta de motor, cred că e un motor bun. Eu n-am înțeles chestiile cu accelerația, cu cuplu, cu nu știu ce, mie mi se pare că nici nu accelerează, nici n-are cuplu, îi se gata banda la 200, deci, nu, vorba aia, de la 200 eu schimb a treia, cum ar veni, din a doua, a treia, adică nu, da, nu e o chestie rea sau ceva de genul ăsta, deci nu zic din punctul ăsta de vedere, dar oare cumva eu nu sunt obișnuit să mi se termine plaja de turație, deci nu, nu, eu nu pot să înțeleg chestia asta, adică trag un pic și deja la capăt, știi? Și cum am făcut la un moment dat, eram a treia și na, eram în gaz, nu m-am uitat la gaz. Și când am schimbat a patra, era în același loc, turometru, adică în tilt, adică a rămas acolo, nici nu s-a mai schimbat. Da, na, da, într-adevăr că dacă mergi cu motorul ăsta așa mai sportiv, probabil că normal că ajungi la limita lui. Faza e cu frânele, na, aici cu frânele trebuie să recunosc că eu nu sunt obișnuit să pun frână spate, nu înțeleg faza asta cu frâna spate și ăla de acolo când am plecat mi-a zis că aveți folosește frână spate, că nu știu ce. Eu nu înțeleg chestia asta, eu pun frână față și având în vedere că are două discuri Brembo de 320 pe față cu 4 pistonașe pe retrier sau mă rog, pe de ăla,
Bă, mi se pare că n-ar trebui să pui frână spate. Sau, mă rog, normal că ai putea să te ajuți în situații de-astea mai... cum ar veni prin oraș, nu știu ce, și faze de genul ăsta, dar... din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să pui frâna spate, adică pui frână față și gata, știi? Pentru că frânele alea față ar trebui, acum na, nu, normal mașina, adică motorul e greu, are 370 sau ceva de genul, știi? Deci motorul e greu. Dar în același timp bă, două discuri de frână de 320 Brembo, că dă-le în pulă, că ar trebui să pună frână, nu să se joace, știi? Dar, mă rog, asta e, deci inerția la masa autovehiculului sau, mă rog, la masa motocicletei probabil că na, nu le face așa efective. Cadiel a fost super impresionat de ele, el comparându-le cu Harley-ul. Deci clar, Harley-ul are frâne și mai proaste ca ăsta, îți dai seama. Iar eu le-am comparat cu motorul meu pentru că eu am impresia că motorul meu nu pune frână, da? Acum dacă stau să mă gândesc cumva, dacă ar fi să le compar, motorul meu pune frână de 100 de ori până pune ăla dată, știi? Adică nu știu, e o chestie. Deci de-aia zic că, na, dacă vii de pe un alt tip de motor, nu o să înțelegi chestiile astea. Și e nasol, pentru că eu n-am depășit, aveam acolo multe mașini de astea, cum erau așa coloană. Și nu neapărat că venea cineva. Mă gândesc că aveam putere în motor încât să le depășesc. Ceea ce pe mine m-a stresat a fost faptul că nu o să pot să pun frână să mă opresc în curul ăla la alt, adică nu să mă bag în el, ci să mă opresc la timp încât să nu mă bag în el. Deci aici era problema mea. Iar chestia asta deja e o problemă, că dacă nu, cum să spun eu, nu... nu simți motorul cum trebuie la fazele de genul ăsta, mi se pare că e cam de ampulea. Adică la fazele de genul ăsta ar trebui să poți să ai încredere în motor. Dar e o chestie de obișnuință. Și atunci normal că dacă te obișnuiești, cu siguranță că până la urmă o să te prinzi. Unde anume e limita, cât poți să tragi, până unde poți să mergi, cum anume o să-ți ducă frâna și fazele de astea. Și bineînțeles că atunci o să știi să-l manevrezi cum trebuie. Eu așa din prima urcându-mă pe el, normal că n-am avut și apoi nu vreau să se întâmple ceva. Știu cât e, sincer, acolo nu era un preț. Sau cred că nu era un preț, adică n-am văzut. Și... nu știu să spun cât e. Nu cred că contează, poate că o să scriu acolo pe ăsta dacă văd prețul la ei. Dar contează cât e, că în fapt și la urma urmei, sfatul meu pentru toată lumea e: bă, ce motor îți place? Ce motor, pe ce motor te simți bine? Nu, pe de ăla ia-ți. De ăla ia-ți. Nu are nicio chestie că speed, că chopper, că cruiser, că autobuz, nu știu de care. Nu contează toate. Dacă ție îți place motorul X, ăla e al. Ăla e al ca să-ți placă, să te simți tu bine, să,
să poți să te duci cu el, să-ți placă să te duci cu el, să nu vrei să-l dai și să-l ai pe viață, înțelegi? Și să te simți bine cu el. Deci ăsta e sfatul meu pentru toți cei care vor să... De-am pune curba asta. Pentru toți cei care vor să-și ia motor. Îți place chopper-ul, dă-te cu chopper-ul. Îți place speed-ul, dă-te cu speed-ul. Îți place nu știu ce, naked. Ăla să fie a tău, înțelegi? Deci, nu vă las după alții, încercați să testați o felul de motoare, să vă dați cu ele și să vedeți care dintre ele vi se potrivește. Și ăla e. Ăla ar trebui să fie, ăla ar trebui să fie motorul, să vă dați cu el, să vă simțiți bine cu el, să înțelegeți limitările, că toate au limitări, bineînțeles. Și asta e. Și ai un motor. Știi că ăla îți place. Nu că ții nu știu de care și după aceea zici, oh, dar te vezi dacă eram eu băiat deștept și n-ascultam de nu știu care și nu știu ce. Băi, tocmai aia, ca să nu mai ai probleme de genul ăsta, ia-ți ce ți se pare ție că ți se potrivește. Și de acolo încolo, ce zice lumea, că de ce ți-ai luat Hayabusa? Uite că așa am vrut eu să-mi iau Hayabusa. Ce pula mea vreți? Aia îmi place mie, aia mi se pare cea mai faină motocicletă. Felicitări, frate, mă bucur că ai motorul care îți place și te simți bine cu el. Și cu asta, basta. Înțelegi? Deci noi... Nu știu dacă am fost eu vreodată, bineînțeles că mă distrează chestiile astea, că ce Suzuki motor, știi? Bineînțeles că mă distrează și ne simțim bine și facem glume proaste câteodată, dar dacă îi până în capăt, orice motor are limitările lui, l-ai învățat, ăla îți place, ăla ia-ți-l, prietene. Adică, pentru mine chestia asta e clară de mult. Și cu asta basta. Adică n-am niciun stres. Știi, vrei de ăsta... Crutch rocket sau cum îi zic americanii și nu știu ce. Ce crutch rocket? În pula mea mă duc cu 60 pe oră. Știi? Adică nu-i niciun crutch rocket și nicio chestie și nicio treabă. Motor pe care eu mă simt bine, îmi place să o conduc, mi se pare că e super fain. Și ca asta am terminat. Și nu mi-aș lua altul. Și gata.